Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 13 pe DN2 în localitatea Costești. Martorii spun că vinovat de producerea accidentului este șoferul unui autoturism înmatriculat în Vrancea. Din neatenție, în timp ce se îndrepta dinspre Buzău către București, nu a observat o dubiță care oprise pentru a vira la stânga spre Budișteni. Autoturismul a intrat în coliziune cu dubița, iar din impact a fost proiectat în șanț. În automobilul Fiat se afla un preot în vârstă de 39 de ani, fiul său în vârstă de 2 ani și un alt pasager. Primii care au reacționat au fost sătenii. Au scos copilul din mașină și l-au transportat în sediul primăriei pentru a-i se acorda primul ajutor. Am luat copilul și am plecat în sediul. Copil? M-a luat ambulanță. Câți ani are copilul? Am înțeles că avea un an. Am înțeles că sunt de foc. Martorii spun că în intersecția respectivă se produc accidente rutiere săptămânal, fie din cauza vitezei excesive cu care se circulă pe acel tronson, fie din cauza neatenției șoferilor. Mai multe, la intersecția asta e multe accidente. Aici virează când stânga, când face dreapta, iar nu mai stânga. Stânga în coa, stânga în partea cealaltă. Aici e săptămânal, se întâmplă ceva. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea preotului, care a fost preluat și transportat la spital. De la locul accidentului a fost preluat și fiul acestuia, copilul în vârstă de 2 ani. Victimele sunt în stare stabilă, viața lor nefiind pusă în pericol. Traficul în zona accidentului s-a desfășurat pe un singur sens alternativ timp de o oră, cât au durat cercetările la fața locului.